Fază cu scratch, Pentru da? mine, da, e penalti clar. Păi ăștia au zis, arbitrii au zis că, nu știu, au transmis, că nu mi-au zis mie, au zis că n-a fost contact. Dar scratch-ul în teren singur zice că mie, noi vorbeam, dacă ați văzut, am discutat, și au zis că eu las piciorul și tu singur te lovești de mine. Deci contact a existat. Și atunci să-mi explicați care e diferența între mine, între faza la mine și faza la metriță. Nu înțeleg, la ei penalti, la noi nimic. Centrale. Și o săptămână urmă am avut cu Farul și la fel, am avut un penalti clar, dacă vă aduceți aminte că se discuta și în studio că a fost penalti și la fel n-am primit nimic. Tot același arbitru, nu înțeleg care e chestia. Centralul ce ți-a spus? N-am vrut să mai discut cu el pentru că aveam un galben și data trecută după când am avut meci cu Farul, după epizodul cu penalti, la fel m-am dus la el să-l întreb de ce n-a dat, nu se uită la VAR sau de ce n-a dat penalti și mi-a dat direct galben. Și să mă duc acum să iau a doilea galben pentru discuții, nu era ok, așa că am zis mai bine să... Bine, eram nervos, dar asta e. Deja nu mai întorci nimic, dar nu înțeleg, chiar nu înțeleg fazele astea. Mai muncim și noi pe teren, ne lăsăm sănătate aici pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, să câștigăm în bani. Am avut o prima azi bună pentru meciul ăsta. Am putut să iau banii să duc acasă, la copiii și la soția mea. Nimic. Câți bani ai fi rezolvat? Nu vreau să vorbim despre sume, mă scuzați, dar nu pot să vă zic, nu știu dacă am voie sau... E bine totuși că a apărat Jesus acel penalti, pentru că puteau lucrurile să meargă mai... Da, cu siguranță. E bine, până la urmă este un punct pentru moralul nostru. Trebuie încet, încet să începem să acumulăm și câte 3 puncte și să ieșim din această pasă mai proastă în care suntem acum. S-au mai liniștit un pic apele, pentru că se vorbește de foarte mult timp de faptul că se vor schimba antrenorii. Cum e la voi atmosfera acolo în vestiar? Nu știu, eu cred că și azi pe teren s-a văzut că noi încercăm să facem tot ce depinde de noi pe teren, prin dăruirea noastră, prin atitudinea noastră. Mai departe, nu sunt eu și nici colegii mei în măsură să facem schimbări de antrenori sau asta. Chiar și cu Mister pe bancă, noi am încercat să dăm tot ce avem mai bun și să facem ce ne cere el. Aveți oameni cu experiență în lot? Ați putea mai mult decât ați reușit în acest start de sezon? Cred că da, cu siguranță. Trebuie să eu, dacă vă aduceți aminte, la început de sezon, după alea 3 victorii, am zis că sezonul e lung și cu siguranță o să avem situații în care nu să fie tocmai plăcute. Așa că acum suntem în situația asta și trebuie să muncim din greu ca să reușim iar să legăm acele 3 victorii, măcar. Bine, bine, pauza asta pentru voi. Bine, tu te duci la lot, ești ocupat acolo cu calificarea pentru Euro, nu? Da, eu mâine am avion spre Chișinău și încerc să mă concentrez deja acolo. Trebuie să încercăm să scoatem și noi un rezultat bun contra Polonia. Avem un meci foarte important pentru noi. Cine știe, cu puțin noroc și poate scoate un rezultat bun. Și poate ei și România acolo, nu? Doamne, să ne vedem în Germania toți împreună. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!